un stat arab. Și, în sfârșit, în 1993, în urma acordurilor de la Oslo, statul Israel a acceptat ca în fâșia Gaza și în Cisjordania, în zona Ierihonului, să existe o bază teritorială pentru această autoritate de tranziție palestiniană în perspectiva Înființării unui stat unui stat palestinian. palestinian. Ultima întrebare și după aceea să trecem la subiectele de la ordinea zilei. Spuneți-mi, vă rog, în momentul ăsta, reprezentanții autorității palestiniene, unde văd înființarea statului palestinian? În care regiuni? În cele care de care amintați În dumneavoastră? fâșia Gaza și în toată Cisjordania. Dar vreau să precizez că aici, în rândul arabilor palestinieni, în afară de autoritatea de tranziție care teoretic recunoaște statul Israel, există un șir întreg de organizații extremiste, fundamentaliste, arabe, precum este Hezbollah, Jihadul Islamic, Hamas, Frontul Popular de Eliberare a Palestinii, Frontul Popular Democratic de Eliberare a Palestinii, care refuză net existența statului Israel. Prin urmare, acești arabi sunt hotărâți să lupte până când îi vor expulza pe israelieni din Palestina istorică. Care înseamnă fâșia Gaza și Nu, aceștia luptă nu numai pentru Cisjordania, luptă pentru toată zona. pentru Zona, toată zona, da? da. Domnule Paler, cum credeți că s-a ajuns astăzi la această, să spunem, stare de criză majoră? A fost vorba de atentate, sute de morți, cum s-a întâmplat până acum, riposta armatei israeliene asupra teritoriilor autorității palestiniene. Evenimentele astea dramatice, sângeroase, arată că terorismul ca patologie a istoriei nu e deloc ușor de combătut. Eu cred că nu e deloc forțat să regăsim în ce s-a întâmplat acum aceleași semnificații ca în cele petrecute la 11 septembrie în America. Și cred că putem face o comparație, mă rog, simplificând, evident, lucrurile. Aceleași crime oribile au avut loc, care au aruncat atunci America, acum Israelul, în stare de șoc. Aceiași sinucigași, aceiași teroriști Și metodă. kamikaze, da, aceleași justificări, pentru că, să reținem, islamul condamnă sinuciderea. Și în același timp, iată, sunt atâția care se sinucid comisând acte teroriste. Asta pentru că se creează o anumită ambiguitate, care este cultivată chiar de aceste organizații teroriste, care zic că respectivii nu sunt sinucigași, ci sunt martiri, din punctul de vedere al organizațiilor acestea teroriste, Jihadul Islamic, Hamas și așa mai departe. După părerea mea, poate exista chiar o legătură secretă între ce s-a întâmplat în America la 11 septembrie și evenimentele de acum. Se poate discuta în ce măsură Arafat este vinovat de escaladarea actelor de terorism sau nu este, poate n-a făcut ce trebuia, asta se poate accepta, poate a fost chiar complice. Oricum se vorbește de natura Evident, acestor arafat. e dovedea să numai o parte a guvernului izraelian, vorbesc de Adevărat. înlăturarea autorității palestiniene și Desfințarea, practic. de înlăturarea lui Arafat, numai că aici se pune problema riscului de a aduce mai răul în locul răului. De ce le zic asta? Pentru că nu-i deloc exclus, nu-i deloc exclus, după părerea mea, ca aceste organizații teroriste, Hamas și Jihadul Islamic, să fie de conivență cu, mă rog, ceea ce se numește simbolic organizația asta lui Bin Laden, Al-Qaeda. urmărind să boicoteze, de fapt, să avarieze coaliția aceasta adunată cu greu de americani, în care au intrat inclusiv state ca Arabia Saudită și alte state arabe, să o dinamiteze, pentru că acum aceste state vor fi în oarecare dificultate. Sigur, ele vor condamna fără îndoială și au și condamnat actele teroriste abominabile săvârșite sâmbătă și duminică în Israel,
Dar pe de altă parte, nu-și vor putea manifesta întreaga lor desolidarizare față de, ceea ce s-a întâmplat, de reacția Israelului, care, într-un fel, era previzibilă. Ziceam de o paralelă între ce s-a întâmplat la 11 septembrie și ce s-a întâmplat acum. Americanii au invocat atunci legitimă apărare. Au considerat actele teroriste de la 11 septembrie de acte de război, care impuneau fără îndoială o ripostă. Și impuneau, după părerea mea, o ripostă. Oricâte îndoiele am avea în legătură cu modul în care a evoluat, să zicem, războiul din Afganistan, riposta era, cum se spune, necesară, chiar pentru starea de spirit din America. Riposta Israelului era și ea, într-un fel, necesară, pentru că Israelul a intrat sâmbătă și duminică într-o stare teribilă de șoc, de teroare. S-a putut foarte multe victime aveau până în 20 de ani, 14-20 de ani. Da, fără de acolo. Domnul Cioreanu, spuneți-mi, vă rog, credeți că autoritatea palestiniană se face într-un fel vinovată de ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii acolo? Dacă ne referim la OLP, eu cred că deocamdată nu avem nicio dovadă în privința unei culpabilități a lui Yasser Arafat. Ce însă cert e faptul că el s-ar putea să fie într-adevăr într-o scădere de autoritate. Yasser Arafat. Da, față de lui, evident. El are o vârstă deja. El are un trecut care, la, cum să spun, foarte glorios la rândul. El este un moderat de dată recentă, totuși. Cred că ăsta e motivul pentru care domnul Pallers vorbea că răul ar putea fi înlocuit mai rău. El este, la ora actuală, un partener de discuții. În măsura în care autoritatea lui va zlăbi asupra palestinienilor, și aici mai e o problemă pe care, și în legătură directă cu ceea ce spunea domnul Constantin, în această fâșie Gaza, de altfel foarte mică, relativ mică, 360 de kilometri pătrați, este o dinamică a populației impresionantă. Cifrele demografice sunt foarte ridicate. Se află oarecum acest fenomen la explicația intifadei, despre care auzim vorbindu-se mereu, această revoltă perpetuă. Nu chiar perpetuă, pentru că, bun, în decembrie 1987 a fost momentul ei de răbufnire și vedem foarte bine că durează până astăzi ciocnirile cotidiene, stradale cu armata izraeliană și așa mai departe. Deci este și o schimbare de vârstă în această zonă, atât de o parte cât și de cealaltă. Atât de tabăra radicalilor, noi generații care se confortă. De regulă, domnule Tucă, noile generații sunt ceva mai radicale decât cele reprezentate oarecum de Yasser Arafat. Și din punctul meu de vedere, atâta vreme când nu avem nicio dovadă deocamdată despre implicarea lui Yasser Arafat, tot ce putem este să urmărim evoluția în cadrul alor săi, să spunem. Domnul Jureanu, s-a vorbit de crearea unui stat palestinian. Da, a fost propunerea americană. Momentele de criză atunci când... După 11 septembrie. Exact. Dacă s-ar înființa statul palestinian, s-ar rezolva problemele din Orientul Mijlociu? O parte da. O parte cu siguranță, în măsura în care evident că toți... Ar înceta toate aceste atentate care... O, nu, ele nu. Ele nu vor înceta dintr-o dată, în opinia mea. Eu vă întreb mai scolastic pentru telespectatori, ca să înțeleagă cât mai bine și învățăm și noi... Ce se întâmplă în acest... Din punctul meu de vedere, creierea, așa cum au propus americanii, a unui stat palestinian, ar fi un pas în direcția bună, evident, cu condiția că majoritatea și evreilor în statul Israel să accepte acest lucru, să-l accepte ca o posibilă soluție, să-l accepte ca o soluție de termen lung. Pe termen mediu nu se vor rezolva lucrurile, evident, că poate vom mai avea să face cu atentate și... În legătură cu asta, vreau să spun ceva. Se vede aici foarte limpede, mă rog, o anumită, ca să zic așa, ambiguitate. Ori dementa terorismului orbește pe teroriști atât de mult încât nu își mai dau seama că, de fapt, efectele actelor teroriste se întorc împotriva cauzei pentru care tipul religiei luptă. No, probabil că dacă n-ar fi avut... Pentru că, iată-se, aturile palestinienilor, multe se pierd acum. America a vorbit de multe ori despre crearea unui stat palestinian. A urmat atentate care... Pentru prima dată un președinte american a spus Palestina. Da, da. Așa. Acum, de pildă, chiar dacă discuțiile dintre premierul
izraelian și au fost, se pare, oarecum tensionate, oricum rezervate.